se pare că lucrurile merg din ce în ce mai bine. Dar înainte să chem pe ei, vreau să dăm un robot de aplauze celor 60 de voluntari care au lucrat la loc în Iași. Să ne mulțumim pentru ceea ce au făcut. O să ne vedem la Ana, nu vă anunț când va fi acum, pentru că față de data care o preconizasem, se pare că va mai fi o ediție în primăvară. Și o să vă anunț la momentul respectiv. Haideți să-i aplaudăm pe băieții de la Bucovina. Bun Timișu. George, sunt băieți cu care am lucrat atât la partea de trupe, cât și la partea de organizare efectivă a evenimentului. Și ne este aplauzele voastre. Bursa Iraș. Nu, la fel ca în câteva alte ocazii, nu se repet, nu ne-am dorit să ajungem aici, să trebuiască cineva să țină în România niciun fel de discurs de genul ăsta. Nu o să vă ocup timpul de face industrie, spunându-vă tâmpirii. Vreau doar să vă gândiți când ajungeți acasă sau în seara asta, voi, oricum. Să vă gândiți că ce s-a întâmplat acum un an la colectiv s-ar fi putut întâmpla aproape oriunde în țara asta, cu aproape orice. Gândiți-vă la oamenii pe care îi iubiți. Gândiți-vă la probabil unii voi au copii. Gândiți-vă la părinții voștri, la frații, surorile voastre. Oameni care reprezintă ceva pentru voi și imaginați-vă că ei ar fi fost în colectiv. Rock in Iași 2016, Indoor Edition, deși n-am făcut niciun tam-tam pe chestia asta, e dedicat de inimă omului care a pus un număr fantastic pentru noi, Adi Rogina. Vă mulțumesc și vreau să-i primiți cum se cuvine pe Valgea Industries.